cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. La dimineața, oameni buni, după o săptămână de pauză, datorată unor contacte directe cu sistemul sanitar românesc, nu întotdeauna foarte plăcute, iată-ne din nou la o emisiune. Astăzi nu tămâiem în redacție, pentru că nu avem politicieni, ba mai mult decât atâta, cred că putem să păstrăm atmosfera și în zilele următoare, pentru că nu avem nici oameni din politică, nici din administrație. Avem ceea ce noi încercăm să promovăm la Mesagerul de An Bun, oameni care fac performanță la nivelul lor și peste nivelul lor. Noi am avut aici, la Mesagerul, tot timpul, am încercat, după puterile noastre, să promovăm vârfuri, nu numai din la nivelul școlilor, ci și vârfuri din diverse domenii. De aceea, la Mesagerul de Noi, va fi întotdeauna deschisă ușă pentru cei care fac ceva ca să ridice această societate care pare să nu vrea de multe ori să fie ridicată. Astăzi spuneam o premieră, o emisiune cu mult mai mulți invitați ca de obicei. Am spus că vom începe să facem așa ceva, am spus că vom și ieși din studio să facem acest gen de emisiuni, cu niște tineri care, așa, pornind de la o idee, au creat ceva care în momentul acesta este și cuantificat într-o formă oarecare de performanță. Este vorba despre niște tineri de la liceu, Colegiul Național Petru Rareș, nu le știam de liceu, Colegiul Național Petru Rareș, care au reușit să se califice la o fază națională, dar înainte de asta au reușit să fie medaliați ca ori la un concurs Space Settlement Contest, organizat de o societate din America. Copii care s-au prezentat cu un proiect care a fost apreciat. Haideți să încercăm să-i cunoaștem din rațiuni care țin de așezarea în platoul nostru, care este mare, dar totuși limitat. Să începem cu cei care sunt așezați în zona nouă de platou, pe o canapea. O să-i rog să se prezinte pe rând, după care vom intra în amănunte privind ceea ce au realizat. Deci. Bună dimineața, mă numesc Zăgărin Tudor și mă ocup parte de biochimie și tehnoredacția proiectului Neves. Așa, uite, am amintit și proiectul, da? Vom merge mai departe și vom discuta. Lângă el o domnișoară foarte drăguță și foarte veselă și fără emoții. Fără emoții. Bună dimineața, eu mă numesc Cristescu Ilinca, iar alături de colegul meu m-am ocupat de partea de biochimia proiectului. Mergem în partea cealaltă, în studio, acum ne vedem cu toții pe ecran. Te rog. Bună dimineața, mă numesc Gheorghiu David și m-am ocupat de partea socioeconomică a proiectului. Eu sunt... Veteranii! Da. Eu sunt Verdanu Mircea și m-am ocupat de proiectarea 3D a proiectului. Și ajungem la inițiatorul. Bună dimineața, mă numesc Vărgăru Tudor. Am fost responsabil pe partea de povești. Am reușit să creez o poveste care să înglobeze detaliile tehnice și să imagineze viața pe navă și m-am ocupat de asemenea și de o mare parte din traducerile în limba engleză. Da. Cine lipsește? Cine ne spune? Sunt încă 6 colegi care toți în momentul de față sunt la Olimpiadă, la etapa națională la fizică. Și vorbim despre... vorbim despre Alex Apostol, Teodor Lupașcu, Traian Bistricianu, Alex Berea, care este singurul elev de clasa 10 din
echipă și mai este și Ștefan Armeanu, care nu este la Olimpiadă, dar n-a putut ajunge. Da. Păi haideți, după ce ne-am cunoscut, haideți să vorbim, o să-l rog pe Bogdan, uite, ne-a pus deja imaginea cu Neves. Cine ne povestește despre ce este vorba? Despre concurs, despre navă? Normal. Mulțumesc mult. Am început lucrul la acest, pentru acest concurs în urmă chiar cu 2 ani, atunci când am participat cu un alt proiect. Un proiect care era similar, doar că s-a schimbat, deci baza era aceeași cum ar veni. Doar că noi am luat-o de la zero anul acesta. Anul trecut a fost doar o mențiune și n-ar fi fost de ajuns niciodată pentru niciunul din noi. Anul trecut eram doar 5. Așa că am zis să schimbăm un pic gândirea, să trecem la o echipă mare. Au venit cei noi, încă 6 colegi, și au adus un suflu extraordinar echipei, un suflu proaspăt. Și cred că rezultatul se datorează lărgirii echipei și nu doar. E vorba despre un concurs în Statele Unite. A fost la 29-a ediție, dacă nu mă înșel. Și această ediție e finalizată cu un fel de conferință, se cheamă ISDC. Și conferința aceasta cheamă premianții să-și ridice premiile de pe scenă și să facă o mică prezentare a proiectului. Noi am pornit cu acest gând să facem proiectul să fie pentru locul întâi, să fie demn de locul întâi. Și am imaginat nava noastră spațială alături de modulele sale, o să fie explicat mai încolo ce și cum. Și așa s-a născut Neves. Neves are numele, îmi spuneam înainte de emisiune, celălalt tutor. Da, iar un nume spunem de ceva din latină, am vrut să facem și ceva care să aduce, spunem, la originile noastre ca și popor și ne-am oprit asupra latinii și ne-am gândit la Novus Limes, care înseamnă granițe noi, și am zis pentru a, spunem, putea, nu comercializa, dar avea un nume prezentabil, să scurtăm în Noves, iar apoi am modificat în Neves pentru a suna chiar și mai bine decât, spunem, avem o simetrie, V-ul să fie mijlocul și să aibă un E de fiecare parte, pentru a suna și a arăta mult am mai bine. Înțeles. Bun, haideți să intrăm. Eu vreau să vorbesc cât mai puțin. Vreau să mă bucur de faptul că sunteți aici și că îmi explicați ce e cu nava asta? Cum vă imaginați? Eu, sincer, tare m-aș bucura acum să avem vreo câteva mii de asemenea nave, având în vedere ce se petrece pe Pământ. Deci, vă ascult. Vă rog chiar să vă și contraziceți. Ne-am contrazis destul în crearea proiectului. V-ați contrazis? Da. Și acum ne-am ajuns la pace. Și până la urmă, cum se rezolvau diferendele? Prin vot democratic și prin, spuneam, expunerea opiniilor cât mai elevat și să ne prezentăm argumentele ok și să nu spunem doar pentru că eu vreau așa și ne certăm ca surdii. Eu mi-aduc aminte cât de elevat ne expuneam opiniile când aveam chestii de genul ăsta în liceu și bănuiesc că nu s-au schimbat foarte multe lucruri, așa că vă rog. Dacă veneai cu o idee, nu exista nicio șansă să nu o argumentezi înainte, să nu o verifici, deci dacă era o idee neargumentată, pica din prima, pur și simplu nu se mai punea problema. Deci te întrebau, bun, de ce? Nu știai. Atunci nu trecem la următoarea. Ok, hai să vedem. Cine-i spărgător de gheață să mi explice ce se întâmplă pe o asemenea navă? Da, tu nu se uită la mine. Da. Eu mă uit la tine că ei se uită la tine. Nava aceasta este gândită să fie o societate autohtonă pe o orbită în spațiu. Asta e ideea centrală propusă de concurs. Noi nu aveam voie să ne bazăm pe o planetă, trebuia să fim în orbită. Deci trebuia să gândim cum va apărea gravitația, atmosfera înăuntru, toate aceste probleme în plus față de dacă ne-am fi ales, de exemplu, o planetă, o exoplanetă, unde există deja astfel de condiții. Noi am ales arbitrar
ca societatea să aibă o populație de cât 10.000, da, 10.000 de oameni. Aveam și experiența de anul trecut, când alesesem aceeași cifră și făcusem câteva calcule și părea a fi optim. Am distribuit această populație pentru ca fiecare membru al echipajului să lucreze într-un anumit domeniu pentru a-i facilita traiul celorlalți. Pe navă nu exista valuta, era un sistem în care, pur și simplu, hrana, oxigenul, casa îți erau date, pentru că ne-am gândit că nu are sens să facem un sistem de valută când dacă nu aveai oricare dintre acestea, erai mort, nu puteai să trăiești. Dar pare așa un fel de societate utopică. Utopică, da. Tu ai spus. Vi se pare posibilă? Noi am pornit în proiectul ăsta cu gândul că o astfel de stație spațială e un pas imens înainte pentru societatea omenească și cei care ar participa la un astfel de să intre într-o astfel de societate știu foarte bine în ce intră și tocmai pe asta ne bazăm. Pentru că nu ne dorim ca ei să vină pe navă, nu știu, din motive monetare sau alte motive nu tocmai potrivite, ci pur și simplu pentru a fi cei care duc mai departe societatea pe care o avem acum. Și noi zicem că asta ar fi o motivație destulă ca să putem duce o astfel de societate. M-am întrebat pentru că mi-a plăcut ideea, știi? Da, e într-adevăr bună, dar știm cu toții că pe Pământ n-ar funcționa. Am făcut un chestionar cu elevii din Rareș, ne-am dus la fiecare clasă din liceu și le-am pus câteva întrebări despre traiul în spațiu, printre care și le-am cerut opinia în legătură cu această idee. Iar rezultatele au fost 70% în favoare. Noi pe asta am bazat multe lucruri care par puțin mai, să spunem, trase de păr din proiect, au apărut în proiect pentru că s-au bazat pe chestionarul respectiv și au fost primite bine de colegii noștri. Am primit peste 250 de răspunsuri. Chiar din alte licee din țară, pentru că doamna profesor Grigori, doamna noastră profesor de franceză, a tuturor celor din platou care sunt acum, facem și... făcut cu evidența, ne-a ajutat să spunem, împrăștiem chestionarul prin toată țara, dând la colegii dânsei formularul să-l trimit mai departe la colegii, la elevilor. Cred că e foarte fain. Cred că doamna, nu știu dacă toți din echipă știau în momentul în care doamna a distribuit formularul, mi-a zis mie și a mai zis la cine mai era cu mine prezent atunci și câțiva din echipă, cei care adunau datele, s-au trezit după următoarea zi cu încă vreo 100 și ceva de răspunsuri neașteptate. Adică noi deja trecuseră pe la toate clasele, ne-am bucurat de un succes destul de mare, ținând cont că am mers pe la ore și era așa spre finalul orei, veneam și întrebam, domnul profesor, ne lăsați 5 minute să le prezentăm o chestie interesantă la elevi, le arătam. Mai mult, ceea ce a fost extraordinar era că și profesorii erau foarte acaparați de ceea ce povesteam și am primit foarte multe întrebări. Au fost... Bun. Haideți, facem o paranteză acum. Sunteți toți la un colegiu de prestigiu. Deci, un colegiu de prestigiu. Cât a contat atmosfera pentru ceea ce faceți voi aici? Și cum i-ați simțit pe cei care se ocupă de voi, vă ajută, vă îndrumă, că se adaptează la ideile voastre. Pentru că, da, eu o să intervin și eu un pic mai încolo și o să spun, e pentru cineva care are o anumită vârstă, pare aparent greu să te adaptezi la acest gen de lucruri, de idei. Și cum s-au adaptat și profesorii, că tot de asta mi-a venit ideea acum când ai zis tu vorba. Deci,
Haideți, intervenim. A fost un... eu zic și cred că toți suntem de aceeași opinie că a fost un mediu foarte propice. Dacă e să ne întoarcem puțin în timp la prima participare a echipajului nostru sub numele Bendis, chiar domnul profesor Vendromator Oniciuc ne-a, spunem, prezentat ideea concursului și apoi ne-a încurajat să gândim noi totul și nu a stat nimeni, spunem, cu un băț deasupra capului nostru să muncim sau să facem asta, să facem alt lucru. A fost, spunem, un mediu foarte propice pentru idei și pentru originalitate și să ne exprimăm noi, până la urmă, prin acest proiect. Profesorii doar susținându-ne dacă aveam întrebări, dacă o luam pe arătură, cum s-ar zice, cu idei parcă puțin prea creative și prea, să spunem, trase de păr. Dar nu, eu chiar aș zice că a fost un mediu foarte bun unde am putut să ne exprimăm pe noi înșine și apoi să spunem, fim îndrumați cum trebuie. Deci contează și mediul în care lucrez, nu? Da, cu siguranță. Adică fără un mediu care să ne susțină, nu cred că am fi putut face ce am reușit să realizăm. Pentru că e vorba de foarte multă muncă și atâta timp cât n-am fi fost susținuți de profesori și de ceilalți colegi, nu cred că am fi putut face față. Adică ne-a fost relativ greu să facem față și așa. Dar în alte condiții, eu zic că ar fi fost și mai greu. Bun, acum, în timp ce noi vorbeam, colegul de la imagine îl arată și pe îndrumătorul vostru, domnul Oniciuc. N-are microfon, așa că îl salutăm. Îl rugăm să ne facă din mână, așa, de pe Neves. De pe Neves. De el să-l uitați în Neves. Așa. Hai să continuăm cu această microsocietate pe care ați creat-o. Da, anul acesta am ales o poziție mai ambițioasă decât anul trecut, ceva mai îndepărtată, în schimb foarte benefică, și anume un punct Lagrange. Este un punct în care forțele gravitaționale ale corpurilor cerești din jur se anulează și nava poate să orbiteze Soarele pentru o perioadă nedefinită, fără să iasă din orbită, cam asta presupune. De asta s-au ocupat colegii noștri de pe partea de astronomie, în special Scurtul Matei, care a luat și a făcut o listă cu mai multe poziționări posibile și am ajuns la concluzia că asta ar fi cea mai benefică din mai multe puncte de vedere. După care a trebuit să ne asigurăm și că nava este protejată, și anume protejată atât pentru impacturi cât și pentru radiații, unde am folosit mai multe mai diferite tehnici, în special cea mai interesantă, să spun așa, este protecția la impact, care folosește o structură de carbon care atunci când este, să spun, conectată la electricitate, ea se regenerează după un impact. Adică structura de carbon se reformează. Este o tehnologie nouă pe care am găsit-o și am zis că este mai mult decât potrivită pentru ce avem noi de făcut. Mi-aduc aminte de Matrix. Deci, cu acele regenerări. Da, a fost, cred că în mare parte a fost ceea ce a găsit tot Scurtul Matei, era foarte mândru de ideea asta, doar pui niște electrozi ceva și se refac, cumva se repoziționează atomii de carbon, care n-ar fi dispărut nicăieri, doar ar fi fost mutați de impact. Interesant. Și combustibilul? Mai principal va fi, spunem, tot ideea lui Scurtul Matei pe energie nucleară. Dacă veți observa în imaginea, spunem, de pe copertă, nava are acel ax central, iar în acel ax central se va afla un reactor nuclear foarte mare, care va, spunem, da putere, va furniza putere întregii, spunem, ecosistem și a navei. Alături de el vor mai fi acele panouri solare de pe lateralele navei, care la fel erau tot pe copertă. Și în mare cam acestea vor fi, pentru că dacă ne vom folosi de, spunem, combustibil tradițional, cum ar fi metanul sau orice alt gaz,
sau orice alt combustibil, e greu, pentru că se termină, e periculos de stocat, pentru că nu știm ce se poate întâmpla. Și am decis că vom aborda această, spunem, alternativă, pentru că e cea mai ușoară, cea mai eficientă și cea mai sigură pentru toți cei 10.000 de persoane care sunt pe NRS. Acele panouri care sunt, nu sunt chiar niște panouri solare propriu-zise, se numesc Solar Sail și sunt, li se zice în felul acesta pentru că ele, la fel cum o pânză captează vântul pe mare, ele captează radiații solare și vânturile solare. Și atunci aceste Solar Sail ajută, aduc lumină. Sunt niște folii de aluminiu mai generalizat, așa cumva, ca să zic. Mai simplu explicat, ele ajută la crearea rotației navei, care în final creează și gravitația și de asemenea păstrează nava pe orbită, pentru că în ciuda poziționării condițiile nu pot fi niciodată ideale și trebuie făcute câteva ajustări pe o anumită perioadă de timp ca să păstreze exact poziția pe care am stabilit. 10.000 de oameni. Ce dimensiune ar trebui să aibă acest oraș, oraș zburător putitor în spațiu? După cum se vede pe copertă, nava, așa ca să vă dau estimativ niște dimensiuni, în înălțime, cum ar veni, axul central are în jur de 700 de metri sau chiar 800. Prima dată vroiam 700, dar am de seama că e prea puțin. Nu, asta îi spune da. Puțin, da. În schimb, diametrul este de 1 km 400, are brază de 700 de metri, iar grosimea efectivă a spațiului este de 100 de metri. Adică avem în total undeva, din calcule, undeva în jur de 1.500.000 de metri pătrați. Adică cât ar veni de persoană, în jur de 100 sau mai mult? Mai mult. Bun. Ce fac ăia 10.000 de ani? Ce mănâncă? Ce beau? Ne-am gândit și la aceste probleme. Noi de la biochimie ne-am asigurat că au ce mânca, ce bea, ce respira și să aibă, spunem, o căldură, pentru că în spațiu e foarte frig și trebuie izolată nava termic foarte bine pentru a asigura, să spunem, condiții propice de viață. În principal, pentru mâncare ne-am gândit să aducem și elementul animal în spațiu, dar nu cum s-ar gândi lumea în mod obișnuit, ci ne-am gândit să facem celule in vitro, prin celule STEM, să... Adică nu creați arca lui Noe. Nu. Pentru că nu ar fi... Am încercat, ne-am gândit dacă am putea face și nu putem face, pentru că există un risc foarte mare din punct de vedere patologic, pentru că fermele de dimensiuni foarte mari sunt și ferme de microbi, de bacterii, care ar putea, spunem, destabiliza economia și nava în sine. Ne-am gândit să facem prin intermediul bioreactorilor și a celulelor STEM să creștem țesutul propriu-zis care este folosit în nutriție într-un mediu de laborator. Au fost făcute studii, nu e, spunem, mai riscant decât carnea normală, pentru că e de parcă, spunem, un mușchi. Dacă luăm un țesut de mușchi, un oricare mușchi, dacă luăm de pe un animal care este în viață și dintr-un bioreactor, nu se va seza nicio diferență, pentru că, până la urmă, noi ne asigurăm că condițiile și elementele nutritive sunt aceleași în procesul de creștere. Nu fac încercarea, nu te cred. Nu legat de asta s-ar putea să... Da, eu cred că este asta. Noi ne-am bazat, practic, pe niște studii și niște cercetări derulate cumva în ultimii ani. Sunt deja făcute în America astfel de, să zicem, chifteluțe de carne artificială și s-au făcut cercetări și s-a demonstrat că, din punct de vedere nutritiv, valoarea lor este aceeași cu carnea obișnuită. Deși pare foarte, nu știu, science fiction să facem carne într-un vas de laborator, lucrurile sunt, de fapt, destul de simple. Se proliferează o parte din niște celule preluate dintr-un țesut animal, se pun într-un mediu nutritiv și sunt adăugate tot felul de substanțe care de altfel ar apărea în organismul uman, precum și un factor de creștere care cumva
determină o dezvoltare normală a țesutului. Iar partea bună de aceste celule STEM e că ele pot fi diferențiate în funcție de preferințele noastre și în funcție de materia din care le luăm. Adică putem obține celule de, musculare, celule lipidice, astfel încât putem crea... Eu înțeleg așa. Nu mai creștem vaci, poci, ori creștem fleică, creștem mușchi, da, creștem jambon, da. Creștem... Am înțeles. Creștem de vei bucata de carne dorită. Pe scurt, cam asta ar fi, nu? Da, da. Înțeleg și eu. Da. Da. Pentru că, ca să înțeleagă și cei de acasă și toată lumea din platou, celulele STEM sunt celulele care sunt la baza oricărui organism viu. Sunt celulele care pot deveni oricărui. Exact. Da. Da. Bun, am înțeles. Deci cu mâncatul și cu băutul am rezolvat-o. Cum rezolvăm cu sănătate? Când am făcut sistemul de sănătate, am căutat exemple pe pământ și cel mai bun exemplu pe care l-am găsit la noi pe planetă era Japonia. Eu ca... credeam că îmi spui de piatra mea, mă țineam bine și... Da, te rog, Japonia, am înțeles. Am luat Japonia pentru că ei aveau numărul cu cel mai mare, cel mai multe paturi de spital și camere de terapie intensivă per capita și... chiar numărul nostru este și mai mare de atât, raportul este și mai bun în favoarea noastră. Ne-am gândit, am luat un pic în considerare și contextul pandemic care a fost și există o posibilitate să se întâmple așa ceva și pe navă, pentru că, ținând cont, noi trebuie să gândim o societate care să trăiască pe perioadă nedefinită de timp, trebuie să ne asigurăm că putem susține în orice situație acea societate și am luat în considerare și niște zone de izolare în caz de un astfel de eveniment. Un eveniment nedorit, chiar catastrofe. Da. Trebuie luat în considerare toate opțiunile care s-ar putea întâmpla și ca să avem un proiect care e realist și e realizabil. Iar apoi a mai fost problema camerelor, spațiului de trăit. Pentru că spațiul fiind mare, într-adevăr am vorbit un pic mai devreme de dimensiunea navei, totuși este limitat. Și trebuia să găsim o metodă să facem camerele atât să fie primitoare, dar să nu ocupe nici foarte mult spațiu, pentru că ajungeam să ocupăm jumătate de navă cu spațiu pentru populație. Și a fost un lucru de balans între confort și spațiu ocupat. Și de asta am ajuns la niște camere care nu erau foarte mari neapărat, în schimb am folosit tehnici care să dea senzația de spațios și o senzație primitoare. Cam asta a fost ideea când am creat camerele alături de colegul meu de la 3D. Bun. Acum eu vreau să mai lămurim două lucruri pentru mine. Primul, dacă ar fi acum să vină cineva să zică, nu știu, cum îl cheamă pe ăsta de la Elon Musk, vine acum și spune așa, vedeți, eu pun la dispoziție bănuții pentru ca să construim o asemenea navă, îi spunem navă, un asemenea orășel. Voi care ați lucrat la asta, credeți că în momentul ăsta nivelul tehnologic dă posibilitatea construirii unei asemenea... Apropo de ce mi-ați spus voi, cu acele panouri care nu sunt panouri solare, cu propulsia energie nucleară, cu hrana creată, cu apa, mă rog, la apă e mai simplu un pic, cred că, decât la hrană. Așa? Deci, vine cineva și spune, uite, aici sunt bănuții, aici e uzina de nu știu unde, aici sunt inginerii, hai să vedem. Da, categoric, când am, spunem, proiectat nava și tot proiectul acesta, am încercat să ne bazăm doar pe realitate și pe tehnologii, spunem, deja existente. Nu am vrut să... Am vrut să venim cu idei originale, dar nu am vrut să reinventăm roata, să
aducem elemente din fizică care n-ar exista sau din biologie care n-ar exista. Am vrut ca acest proiect, această carte, să fie un fel de manual pentru oricine ar vrea să ansambleze, chiar și acum, dacă ar lua cartea, să fie așa niște linii generale, manual mult mai simplificat. Deci nu am vrut să inventăm noi tehnologii sau aspecte care nu ar putea face realizabilă această navă. Vrei să completezi? Am vrut că am văzut că vrei să intervii. Noi chiar avem, cred că toți membrii echipei avem credința că pe parcursul vieții noastre ceva de genul acesta ar putea apărea. A fost completat și Zăgărin, colegul meu. Tot a fost gândit să fie posibil, să existe deja, să fie tehnologii ori în decurs de implementare, ori deja existente pentru pentru a opera pe navă. Cartea în sine este prezentată, capitolele au o anumită ordine, de la începutul unei astfel de proiect, care începe cu, bineînțeles, finanțarea. Capitolul 3, construcția. Da? Da, de-abia la capitolul 3 apare construcția. Structura, da, interesant. Primul capitol este finanțarea. Ați spus dumneavoastră dacă ar veni cineva cu... Și cam cât se bănuța? A fost o sumă atât de mare încât nu am putut să o pun pe hârtie. Adică? În ordinul de miliarde. Deci se apropie de cheltuielile la un război. Da. Ca să spunem așa. Pentru toate părțile participante. Pentru toate părțile participante, da. Bun. Acum, pe măsură ce lucrurile evoluează, costurile scad. Asta este clar. Bun. Am înțeles. Deci se poate construi dacă ai această sumă astronomică. Astronomie. Și acum hai să vorbim despre scop. Noi ne-am gândit în felul următor. A mai fost această dilemă de ce să facem corabii ca să explorăm marea când noi deja avem probleme pe uscat. Sau de ce să mergem să explorăm spațiul când deja avem probleme la noi pe Pământ. Diferența e că atunci când explorăm zone noi, putem să ne găsim soluții la problemele pe care le avem noi acum. Asta s-a întâmplat cu corăbile, asta s-a întâmplat în momentul de față cu spațiu și asta se va întâmpla în viitor când vom avea capabilitatea să ajungem mai departe și să susținem chiar o societate într-o anumită măsură izolată de Pământ. Și sunt unele soluții pe care nu le putem vedea pur și simplu, dar odată ajuns și în acea situație putem găsi niște lucruri care nu le-am fi crezut posibile. Nu, eu am întrebat de scop, mergând un pic poate mai departe, nu am fost destul de clar. Deci, luăm 10.000 de oameni, da? Punem în acest oraș plutitor, zburător, cum vrem noi să-i spunem, ei pleacă, da? Și mai departe, după ce ajung acolo, care-i scopul? Cercetează, colonizează, ambele. Observă... Și cercetează și colonizează. Deci, de asta aș vrea să explicați un pic. Și vorbiți între voi, nicio problemă, eu tac. Sunt două. Unul este cercetare. Bineînțeles că odată ajuns acolo, potențialul științific care poate fi extras din experimentele făcute în mediul acela specific este enorm. Dar cred că cel mai important este că umanitatea poate trece de conceptul numit Marele Filtru. Marele Filtru este explicația pentru care noi nu ne-am întâlnit încă cu viață extraterestră. Spune că la un moment dat... Așa știm noi că nu ne-am întâlnit. Da. Oricum, noi nu știm de ei. Noi nu știm de ei, da. La un moment dat, în evoluția unei specii, există anumite evenimente catastrofice, cum ar fi o extinție în masă pe planeta casă.
dacă noi ne-am extinde în afara Pământului, într-o colonie care ar fi independentă de Pământ, atunci orice fel de eveniment de genul acesta nu ar cauza extinția totală a umanității. Ar asigura perpetuarea speciei, exact, ca să spunem așa. Iar scopul de științific? Ideea este că în spațiu sunt multe materiale care nu se găsesc în mod tradițional pe Pământ. Și, spunem, posibilitatea de a avea laboratoare de cercetare fix la sursă, cum s-ar spune, la sursa acestor materiale, ar, spunem, facilita și ar grăbi mult mai repede, zicem noi, cercetările actuale. Adițional, mai am avea și o cursă constantă de a evolua din punct de vedere științific, pentru că o societate așa de dezvoltată, de sine stătătoare în spațiu, nu permite nimănui să stea, să bată pasul pe loc din punct de vedere științific. Trebuie să evoluezi constant pentru a asigura supraviețuirea societății. Bun. Într-un asemenea spațiu, într-un asemenea oraș, bănuiesc că v-ați gândit și la faptul că foarte multe dintre activități nu vor fi făcute de cei 10.000 de oameni, ci vor fi făcute de roboți, mă rog, inteligența artificială. Inteligența artificială. Cam la ce nivel sunteți acolo? Pentru că dacă cei 10.000 de oameni vor participa în această societate creativ, muncile celelalte probabil că vor fi făcute de inteligența artificială. Cred că într-o bună măsură am automatizat tot ce putea fi automatizat, dar de asemenea am lăsat suficiente lucruri, task-uri, să le zic așa, și pentru locuitorii navei, pentru că până la urmă ei sunt foarte multe lucruri pe care chiar trebuie ei să le facă. E vorba de la decizii și până la absolut tot, dar e important ca ei să aibă acea mână liberă la ceea ce înseamnă, cum ați zis, și ceea ce înseamnă creativitate. În afară de ce produce nava strict pentru ea, există trei mari industrii pe navă care produc pentru a exporta pe Pământ. Una dintre ele este minerit pe un asteroid care se numește Psyche. Probabil că litiu vreți să luați. Nu, fier și nichel. Am calculat cu ce metode de extracție am avut noi că am fi al doilea cel mai mare producător de nichel de pe piață, iar acesta ar fi, bineînțeles, importat pe Pământ pentru a fi vândut pe bursă. Și ca să asta este una dintre modalitățile de a ceva, recupera. Dacă tot ați întrebat de automatizare, acest proces de minerit va fi automatizat în mare parte, nu prea vor exista, să spunem, oameni propriu-zis. În afară de mantenanță. Exact. Partea asta a fost foarte bine acoperită și de colegul nostru, Bisicianu Traian, care s-a ocupat de, spunem, proiectarea, procesul de minerit, cum vom mineri. Acesta a detaliat până și, să spunem, procesul și metodele de minerit. Și mașinăria respectivă care ar merge pe suprafața asteroidului, mașină pe șenile cu polele. Da, există imagini în carte oricum. Da, eu am proiectat-o. Da. Să spun, merge pe un set de șenile, se ancorează în pământ în momentul în care, în pământ, în sol, în momentul în care începe să extragă material, iar folosește un sistem de oglinzi împreună cu lentile pentru a încălzi foarte tare solul și a reuși să-l scoată fără să fie efectiv foraj, pentru că e ceva mai eficient din punctul de vedere, pentru că tot materialul este obținut mai compact. Și iar acest modul se întoarce după înapoi la zona de stocare și de încărcare pe care o are, unde lasă tot acest material ca acesta să fie
luat de un modul de transport, un cycler. Astea sunt niște moduri de transport pe care le folosim. Există deja, în schimb le-am făcut ceva mai mari, mai voluminoase și mai eficiente pentru nevoile noastre. Și transportul ăsta de la navă la pământ? Facem două stadii. Primul stadiu merge o capsulă până în orbita lui Marte, de unde cu ajutorul unui krilg, să-i spunem, se conectează la krilg și folosind viteza de rotație a planetei, este din nou lansată către pământ. A, deci practic se preia folosind combustibil. Forța respectivă. Deci, se zice Skyhook. Deci e ceea ce a zis David. În limbajul meu se spune de la pământ la lună, jurul meu. Da, deci și acolo era ideea asta. Ideea cu transportul între navă și pământ e mult mai complexă, pentru că, după cum am amintit mai devreme, există niște module. Deci, pe lângă nava mamă, ca zic așa, Neves, care va fi modulul principal și va fi în orbita lui Jupiter, vor mai exista câteva alte module. În carte au fost acoperite aceste module, au și niște sigle. Ele sunt cumva acele stațiuni de cercetare și de creare. E vorba de Callisto, e vorba de... Psyche. Ce are pe asteroid Psyche? Hermes. Care se ocupă cu cercetarea? E mai mult un depozit Hermes pentru resursele minerite și... Care se numește la Pluto la Pluto și la Ilinca. Să vă dați un pic mai încoace, așa, că trebuie să vină cineva lângă voi să stea acolo. Da. Vă rugăm, acest Jacques-Luc Picard al Nevesului de la Colegiul Național Petru Rareș. Bună ziua, domnul Olici. Bună ziua, domnul Bănănesc. Bună ziua, copii. Deci, da, imediat o să intrați în cadru, că trebuie să refacem puțin cadru. Da. Dar puteți vorbi asta. Da. Deci ați venit aici în calitate de reprezentați categoria viitorilor oameni, cum să spunem, mai în vârstă de pe acest oraș plutitor. Da, ideea este în felul următor. Programele școlare din învățământul românesc e aici. Și nu numai, abundă în tot felul de conținuturi, de cele mai multe ori nemestecate corespunzător de către tineri. Societatea evoluează, dar noi nu schimbăm mai nimic. Și atunci, ca să ai copiii totuși atrași pentru performanță, pentru ceea ce se întâmplă în lumea reală, trebuie să vii cu provocări. Una dintre provocări e asta cu olimpiadele școlare, unde ne batem și ne place să fim în față, vrem să vedem dacă putem fi la fel de buni ca cei din București, Timișoara și din alte zone ale țării. După aceea din afară. Și după aceea din afară, sigur. Dar rămâne restul. Ce faci cu restul? Copiii ăștia citesc, au acces la informații, au acces la internet, au pasiuni despre care noi nu știm și poate au abilități despre care ei nu știu. Așa încât ideea aceasta cu proiectul o am de foarte mult timp. Prima dată am implementat-o acum vreo 10 ani cu o clasă unde am fost profesor diriginte. Nu ai cum să numești copii să facă parte din echipa respectivă. Aici ori ai păcălit și ai atras și te retragi discret. Deci toată chestia este în felul următor. După ce s-a întrunit echipa, facem o grămadă de brainstorming, scriem pe tablă, ne dăm cu presupusul despre multe chestii, se coagulează un grup în care nu există lider neapărat eu sunt boss. Nu. Fiecare este important în echipa respectivă, fiecare vrea să aducă lucruri deosebite, cu argumente. Rolul tău este să stai în spate și să urmărești să nu apară, cum spunea Tudor, lucruri care nu sunt fezabile, lucruri care frizează, să spunem, bunul simț științific. Tot ceea ce este în acea carte le aparține, cu fizicieni am discutat personal o grămadă de lucruri, dar toate calculele și tot ce este sunt făcute de ei. Această carte este a lor, eu nici nu am numele pe carte, pentru că munca este a lor, eu o respect extraordinar de mult. Iar faptul că anul trecut a fost doar o mențiune, nu? M-am gândit că o să-i dezamăgească, o să demoralizeze. Din contră,
au tras ca niște, pot să spun, ca niște nebuni și au obținut aurul pe care eu mi-l doresc de foarte, foarte mult timp. Deci în momentul ăsta suntem ca și Tudor Vianu, Sfântul Sava și alte colegi importante din țară. Și aș mai puncta o chestie, nu numai aceste tipuri de proiecte în domeniul în care, să zicem, am eu cumva abilități. Sunt nenumărate alte proiecte în toate domeniile, și în partea umanistă, și în partea sportivă, și în partea artistică. Ar trebui încurajat cât mai mult ca copiii să aibă acces și să nu le ucidem creativitatea prin elemente de conținut și programe școlare care nu prea mai corespund cu ceea ce se întâmplă real în lumea actuală. Bun. Punct. Hai să te întreb așa și întreb pe ei, că până sigur. La urmă, cât din ceea ce ați făcut voi la proiectul acesta regăsiți, măcar în germene așa, în programa școlară? Răspunsul a venit. Răspunsul a venit. Este ceea ce a citit. Tudor m-a surprins cu câte cunoștințe are din domeniul biologiei, la fel și Ilinca. David este și elev la clasă, la o clasă de mate info. Am rămas surprins de cât talent are în tot ce înseamnă public speaking, probleme sociale, probleme europene, a fost la un parlament, a susținut o felul de chestii pe acolo. Mircea și cu Tudor sunt biologi, fizicieni, deci copii care citesc, care vor să vadă lucruri. Este imposibil. Eu aș vrea să-i pot vedea, acum s-a întâmplat o minune mică, spunem, vom fi la Luxemburg, invitați de Ambasada României, vom avea standul României de ziua Europei, va fi acest proiect și ei vor fi acolo. Cine vă ajută? Comunitatea. Acum discutăm, vă rog chiar să puneți și întrebări. Am aflat că va avea loc Olimpiada de matematică, faza națională la Piatra Neamț. A fost exact în scaunul ăsta generalul. Încă nu e rezervă, domnul Obreja, aici. Și a spus, facem olimpiadă, frumos, frumos, frumos. Și a zis, așteptăm sprijin de colo, de colo, de colo, de colo, s-au dat și sponsorii. Nu stăteam acolo unde stă în mijloc colegul vostru și stăteam așa, zic, să-i adresez, nu să-i pun, să-i adresez o întrebare, să nu-i o adresez, că nu era el vinovat. Păi, cum adică? Se organizează olimpiadă națională și trebuie să faci rostul de bani pe plan local pentru cei 500 și ceva de participanți care sunt elita la un anumit nivel, selectată după niște reguli, oarecare. Adică mi se pare, cum spuneai tu cu latina, că de in absurdum, așa, undeva, o chestie absurdă. Statul român organizează ceva și tu trebuie să bagi mâna în buzunar ca să suplimentezi. Este absolut aberant. Voi mergeți în Luxemburg, păi eu în afară de, nu știu, pașaport, dar după mai trebuie acum, nu mai știu. Nu mai. E în Comunitatea Europeană. În afară de documente, de carte și bagajul de cunoștințe, n-ar trebui să am grijă a nimic. N-ar trebui să am grijă a nimic. Grija ar trebui să fie a comunității, nu neapărat locale. Voi nu reprezentați numai Piatra Neamț acolo. Eu, am făcut o chestie patetică, ai văzut? Da. Ca a fost profesor, mi se pare absolut firesc să faci un astfel de lucru. Păi, ce să spun? Deocamdată avem ceva bunuți, nu ne ajunge încă de cumpărat bilete de avion, sperăm că astăzi să se poată. Trag și eu cât pot în diferite direcții. Ideea este următoarea, domnul Bălănescu. Eu mi-aș dori foarte mult ca acești copii să ajungă acolo, să poată vorbi, să poată fi văzuți, să vadă cât de important este ceea ce au făcut ei, că nu cred că ei chiar realizează în momentul acesta... Aici te contrazic. Aici te contrazic. O să-i văd la anul, dacă continuă aici și... Aici te contrazic cu niște copii care au atâtea cunoștințe, au avut răbdare, au avut perseverență. Da, dar la anul au bacalaureat și o parte dintre ei s-ar putea să... Să le includă într-un proiect coerent, realizează.
poate nu realizează în totalitate importanța. Asta vreau să spun. În totalitatea ei, da? Știi când vor realiza dacă... Nu? Îi spunem? Îi spunem. Cu adevărat ce se întâmplă? Ei își doresc foarte mult să ajungă în America. Pentru că acolo acest... ASDC. Da, da. Cine este invitatul special acolo? Acum câțiva ani a fost Jeff Bezos. În schimb, anul ăsta nu mai e cel mai bogat om din lume, așa că probabil să fie Elon Musk. Așa. Și vor să-l vadă, vor să fie acolo, vor să-și prezinte proiectul pe scenă, să fie văzuți de acest... A nimerit-o, nu? Aia va fi minunată. Dar o să vă rog să faceți un proiect cu ce înseamnă participarea acolo, să mi-l trimiteți și mie și noi de aici, după măsura noastră și puterile noastre, o să încercăm să sprijinim acest demers. Și vom face presiuni pozitive, nu negative, la, era să spun, autoritățile locale, județene, și chiar și la oameni. Un prim pas a fost făcut în ceea ce privește pașapoartele copiilor care nu au. Și da. Urmează să vedem despre vize. Vă vom trimite. Avem o vilă acolo, la vize. Este atașatul cultural care a fost în Neamț și care a spus că este deschis la orice manifestare de acest gen și sunt tot felul de programele. O să încercăm după emisiune să facem o legătură acolo, pentru că acolo chiar cred că v-ar putea sprijini foarte tare. Deci, asta vreau eu foarte mult să înțeleagă lumea. E vorba de o echipă de copii inteligenți care au lucrat timp de aproape 6 luni în vara programului, au studiat, au creat, au un produs, a fost premiat, nu știu care dintre ei spunea, ci că, cred că Alex Berea, este cea mai mare reușită, are 16 ani, din viața mea până acum. Faptul că am luat un aur, la asemenea, că am muncit atât de mult de un profesor și cu așa plăcere și am cunoscut o grămadă de lume. Acești copii vor lucra în echipe, în diferite companii sau unde vor lucra ei. Știu carte, știu să se impună, învață o grămadă de lucruri într-o astfel de echipă. Și învață să fii exigenți cu produsul muncilor, nu poți să ieși pe piață doar cu... Bine, există acolo la chestia asta softuri care verifică, apropo de ce se verifică în zilele de astăzi, să nu fie plagiat și alte chestii. Lucrarea este verificată și... Nu vorbești despre plagiat. Nu. Vorbeam de lucrarea aceasta, că a fost verificată. A fost verificată și nu există niciun fel de problemă în acest sens. Automat aceste proiecte sunt eliminate când se constată că pur și simplu ai și vai, am făcut o lucrare. Și faptul că au fost 3.000 și ceva de proiecte la 17.000 de participanți. Iar dintre cele 3.000 de proiecte, unul al lor este cu aur, spune mult. Am pus o pagină, nu știu în ce măsură, Bogdan, dacă poți apropia. Acolo cred că este... Am vrut doar să arăt o pagină. Cum arată o pagină de calcule, făcute că tot spune că sunt calcule. Da. Putem să dați și mai în spate, deși e și codul din MATLAB. Pentru pe partea de informatică. Nu, mulțumesc. Da, s-a folosit experiența unui tânăr care a ajuns la Geneva, la accelerator, a învățat acolo grămadă de lucruri și a implementat ce a învățat acolo împreună cu ei și este în carte. O idee absolut revoluționară acolo. Foarte faină. Mie mi-a plăcut. Mai învăț și eu lucruri pe lângă ei, să știți. Mi-ați făcut dimineața frumoasă astăzi. Oricând aveți o idee, oricând doriți să prezentați ceva, pentru comunitate, pentru altceva, faceți ceva deosebit, aici ușa este deschisă, nici nu trebuie să fiu eu în emisiune. N-aveți decât să veniți voi doi, trei, patru, vă punem la dispoziție și vorbiți. Și faceți ce credeți voi. Pentru că eu sunt convins că viitorul este de partea voastră și așa trebuie să funcționeze lucrurile. În concluzie, oameni buni, au fost 5 tineri, o să-i rog să mai prezinte o dată, ca să rămână, începem de la Tudor Bărbieru.
Mă numesc Vărgăru Tudor. Așa. Verdeanu Mircea. Gheorghiu David. Cristescu Ilinca. Ilinca. Tudor. Și Tudor. Pe domnul niciun nu-l mai prezentăm, că cine știe după aceea ce idei mai dăm la unii și la alții în perioada următoare. Deci mi-ați făcut dimineața frumoasă. Sper ca multă lume să vizioneze emisiunea Ea va rămâne și în YouTube, și pe site, și peste tot. Și să-și dea seama oamenii că există preocupări de genul acesta la Piatra Neamț. Există un loc, Colegiul Național pentru Rareș, dar și în alte părți există oameni care se gândesc și încearcă să facă lucruri care să ne ducă înainte. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune, vă aștept oricând și baftă, eu vreau să vă văd finanțați de nu știu cine, dar cineva să vă financeze ca să ne putem bucura de ceea ce faceți. Cele bune! Mulțumesc.